Anul Omagial Ovidiu s-a debutat ieri la Constanța. Maratonul de evenimente artistice Primăvara Artelor, proiect inițiat în 2008 de către Facultatea de Arte a Universității Ovidius din Constanța, s-a deschis cu vernisajul expoziției interdisciplinare de artă vizuală, Primăvara în imagini, realizată de către studenții de la specializarea artă plastică. Și în acest an artele coboară în stradă. În cadrul Primăverii Artelor, de această dată în Parcul Tăbăcărie, în apropiere de Țara Piticilor, în noul spațiu amenajat pentru toți tinerii din Constanța, Grădina Artelor. În acest an, cu ocazia anului Omagial Ovidius, în care aniversăm 2060 de ani de la nașterea poetului și comemorăm 2000 de ani de la moartea sa, Facultatea de Arte a Universității Ovidius Constanța și Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, partener în cadrul Primăverii Artelor, vor să readucă în prim plan amfiteatrul din Parcul Tăbăcărie. În weekenduri el va deveni scena mai multor spectacole de teatru, susținute de către studenții de la specializarea arta actorului. Noi am venit cu entuziasmul cu care ne caracterizează, deci Universitatea Ovidius a răspuns prompt, da? Și suntem cam aceeași formații care întotdeauna ne-am ocupat de proiectele Primăvara Artelor. Și suntem bucuroși că, uite, am găsit spațiile astea extraordinare care ne-au fost puse la dispoziție și doar noi să venim cu partea de talent și cu ceea ce am pregătit. E vorba de Medeia și se potrivește perfect în spațiul ăsta antic, să spunem. Și avem un retro fusion care este, asta chiar că este o surpriză și o păstrăm ca surpriză. Ieri a fost anunțată și deschiderea înscrierilor pentru cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța. De săptămâna viitoare, site-ul fitic.ro stă la dispoziția studenților și actorilor independenți care vor să participe la acest eveniment, care a avut un succes memorabil anul trecut, iar în 2017 va căpăta o și mai mare amploare. Acesta este un amfiteatru, locul cunoscut de foarte mulți tineri, un loc cunoscut de foarte mulți constanțeni, pentru că are o istorie foarte veche, de aceea ne-am și dorit să ca în anul video să reabilităm acest simbol al orașului. Sâmbătă încep aici spectacolele, studenții de la actorie, Facultatea de Arte, vor juca Medeia, așa că vă așteptăm. Și ce aș vrea să vă povestesc, pentru că tot vorbim de teatru, aș vrea să vă vorbesc despre a doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța. Prima ediție, după cum ați văzut, a fost un succes și mă bucur enorm că toți constanțenii au dorit să vină la festival și întotdeauna am avut sala plină la orice spectacol a fost. De aceea ne dorim o ediție a doua și mai de amploare, o ediție a doua în care să se întâmple, să se joace și să se organizăm activități culturale în mai multe spații, chiar și pe stradă. Ne gândim să deschidem un bulevard al artelor, poate și pe plajă, vom vedea. Oricum, săptămâna viitoare vom da drumul înscrierilor la festival, atât pentru studenți, cât și pentru actorii independenți. Iar un lucru îmbucurător pentru noi, ca organizatori, Asociația Culturală Mișcarea Teatrală pentru Educația Tineretului, este faptul că deja peste 300 de voluntari din toată țara, studenți, s-au înscris să vină să ne ajute să organizăm această a doua ediție. Și cred că vor fi din ce în ce mai mulți, astfel că în septembrie orașul Constanța va găzdui foarte mulți studenți din toată țara și cu siguranță se va crea o altfel de atmosferă în oraș. Grădina Artelor va găzdui până pe 15 martie, în fiecare zi, concerte, spectacole de teatru, expoziții, instalații urbane, happing-uri și workshop-uri. Organizate de către studenții și masteranzii de la toate specializările Facultății de Arte, alături de profesorii coordonatori. De 2 ani, aproximativ 2 ani, ieșim în stradă cu evenimentele, că până atunci le făceam în curtea universității, în sălile de clasă și ne-am gândit că ar fi mai bine să ieșim, să oferim constanțenilor ceea ce facem noi. Și prin asta ne mândrim să spunem că suntem un furnizor de cultură pentru orașul Constanța, pe lângă teatrele, instituțiile de cultură care sunt în Constanța. Grădina Artelor s-a deschis în inima verde a orașului, pe malul lacului Tăbăcărie, în zona amfiteatru.
Pentru tinerii constanțeni, un loc feric plin de energie și spirit artistic, în care aceștia vor regăsi toate coordonatele spațiilor lor preferate și vor avea parte de experiențe autentice. Scena este deschisă tuturor elevilor, liceenilor și studenților talentați care vor să performeze în fața publicului. În plus, aici puteți găsi mărțișoare, felicitări și produse handmade, lucrate cu pasiune.